Greșesc dacă îmi spun că dumneavoastră sunteți pur și simplu gelos pe Dodon? Nu sunt gelos, absolut. Dacă eu aș pentru fi... succesul care îl are, dacă putem spune așa. Dar care este succesul? Succesul domnului Dodon și a Partidului Socialistilor este că a votat președintele Temofte și a menținut clanurile oligarhice la guvernare. Succesul lui Dodon este că a semnat acord, cererea către Comisia Europeană ca Moldova să semneze acordul de asociere. Nu trebuie să uitați că domnul Dodon nu a venit în politică acum jumătate de an sau un an de zile. Domnul Dodon a fost ministru de economie, a fost viceprim-ministru, care pe parcursul guvernării comuniste a pregătit Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pentru asta eu să fiu gelos. Categoric nu. Asta sunt rezultatele domnului Dodon. Și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce a făcut.